Mihaiu. Politiu Mihaiu. Clar. Politica Alea Șarlo. Acum, clar. Acum cu mine la Treia Cale, astăzi avem ca de obicei un invitat special, pentru că, de ce spun asta? Spun asta pentru că Dragoș Damian, CEO-ul companiei Farmaterapia Cluj și cel mai, hai să spunem, important contribuabil local la buget, este unul dintre oamenii pe care am ținut să-i aduc în emisiune pentru modul său rebel și direct de a ataca lucrurile, indiferent că lucrurile sunt în poșeta președintelui sau în borseta primului ministru. Așadar, astăzi vom avea un interviu cu Dragoș Damian, omul care nu s-a sfiat să spună, să pronunțe chiar și cuvântul trădare națională, când lucrul ăsta nu prea se mai pronunță în România, când e vorba de treburile interne ale statului român. Așadar, bună ziua, Dragoș Damian! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mare drag, m-am gândit că fiind și în pragul acestui val 4 al dezastrului sanitar românesc, discuția noastră e cu atât mai legitimă și mai nimerită și de un interes mult mai important decât, hai să spunem, gâlceava asta politică care durează de peste 30 de ani, poate. Hai să o luăm cu pandemia, căci foarte mulți oameni chiar îmi pun această întrebare: ce știi, ce se va întâmpla și așa mai departe. Cum vi s-a părut că România a administrat pandemia? Pentru că dacă ne uităm în topurile de astăzi, România e nu numai una din codașele Europei, este și una din codașele lumii în materie, cel puțin de morți și de infectări. Cum a fost această pandemie, nu-i așa, manageriată? Și dacă vreți, care sunt soluțiile pentru a ieși din ceea ce situația de fapt, pentru că până la urmă ceea ce trăim de aici încolo probabil că va fi mult mai rău decât ce am trăit în prima fază a pandemiei. Ascult. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că m-ați făcut rebel. Așa mă fac toți politicienii, că nu știu cum să mă apuce critic și laud, când pe unul, când pe altul. Și sunt ușor derutați, că nu știu în ce partid să mă bage dacă critic și în ce partid să mă bage dacă laud. Sau cum zice românul, al cui e, domne, Damian ăsta de la terapia? Prietenul meu cel mai bun mă întreabă cine te pregătește și pentru ce. Iar comentatorii la opiniile mele, acolo unde sunt deschise comentariile, în afară de date anatomice despre mine, mă tot întreabă ce funcție politică vreau și unde vreau să fiu primar. De obicei la Cluj, fiind clujan. Nu vreau să intru în domeniul public, în domeniul administrativ, în domeniul politic. Îmi place ce fac, sper să pot face mai mult. Am și o funcție internațională. În mod cert, nu depindeți de factorul politic, asta e clar. Adică, dacă cineva va întreba, terapia este o întreprindere de stat sau privată, răspunsul se poate intui după modul CEO-ului de a se adresa guvernului. Deci nu depinde de o criză de nervi eventuală a primului ministru. Depindem de câteva agenții, de câteva instituții. La nevoie se pot da câteva instrucțiuni către aceste agenții și instituții. Mi-aduc aminte că în 2015 un președinte de Agenția Națională a zis că dacă mai critici mult, poate găsim un gândac în fabrică. Adică astfel de practici se pot... O furculiță în palton, cum se făcea, da, pe vremea securității, da.
Astfel de Da. practici pot să fie aduse la, sau puse în funcțiune, dar mă țin departe și pentru că lucrez într-o corporație și nu agrează corporațiile genul de afiliație politică, nu toate, dar în general nu le afiliază. Și doi, chiar îmi place ce fac, adică având și eu administrând și vreo 15-16 țări, îmi place ce fac, administrez vreo 3 fabrici, 5.000 de oameni, îmi place să lucrez cu echipa asta. De nu când vreau să mă sunteți duc... în terapia? Terapia din 2004 sunt în terapia, am avut un an sabatic în 2008, un an jumate sabatic 2008-2009 și am fost în farma de când am absolvit facultatea, deci n-am luat, cred că, am luat două salarii de medic rezident prin 1994, după care gata, n-am mai luat nimic de la stat, doar am dat. Ok, pentru cine nu știe, terapia este și cunoscută pentru... faringosept, foarte multă lume nu știe anumite lucruri, mai ales de aici din Balcan, ca să zic așa, din Regat. Mai la Cluj se probabil cu patriotismul vostru local, probabil că se știe foarte bine chestia asta. De-aia țin să fac precizările astea ca să-i să informez toți cititorii. Deci, hai să ne întoarcem la pandemie, modelul românesc sau modelul suedez? Ca să pun o în titlu deja. Haide să vă zic un lucru care, sau pe care nu o să-l așteptați și să nu-l luați invers. Eu cred că rata de vaccinare, cât suntem, 5 milioane, 6 milioane, este perfectă pentru România, care în 2019 vaccina antigripal 500 de mii de oameni maximum. 200 de mii dintre ei se vaccinau că erau educați, o făceau pentru ei, restul de 300 de mii erau grupele vulnerabile și așa mai departe, deci la un factor de multiplicare de 10 din 2019 în 2021, nu cred că găsiți așa ceva în Europa. Și de ce asta? Pentru că n-am avut niciodată o cultură a vaccinării în România, așa se cheamă. Am studiat subiectul ăsta pe toate fațetele, inclusiv din punct de vedere filozofic. Și o să vă dau 3 motive pentru care n-am avut o cultură de vaccinare. Primul motiv este că, mai țineți minte, în 2009, când guvernanții vreau să vaccineze fortuit fetițele de 10 ani cu vaccinul antipapilomavirus, o acțiune absolut benefică, absolut importantă, dar făcând-o fortuit, pentru că probabil unii și-au luat comisioanele, și au adus vaccinul și nu aveau ce să facă cu el și obligau fetițele de atunci și tinerele de atunci să vaccineze, a fost o reacție complet negativă din partea mamelor. Foarte multe fetițe de atunci, femeile de acum, poate au pierit pe drum pentru că nu s-au vaccinat contra papilomavirusului începând de acum. Acum a reînceput vaccinarea. Noi nu încet, suntem încet. Foarte vestiți și capabil în materie de prevenție medicală. Aici se știe că noi mai degrabă avem o medicină de service, adică de război. Nu facem campanii care să țină 2-3 ani, nu persuadăm poporul cu binișorul, nu cu mâna strânsă la ușă. Deci poate doar comuniștii au fost mai harnici în materie de exterminarea unor boli pe care le moștenisem din, noi așa, din mediul rural și așa mai departe. Al doilea motiv pentru care zic că suntem într-o situație excelentă ca vaccinare, dacă ne uităm în urmă cu câțiva ani, este faptul că zace acea lege a vaccinării. Cred că tot lucrează la ea multinaționalele împreună cu politicienii ca să o facă să iasă bine. Ce bine că n-am vaccinuri. Poate n-aș fi zis asta, dar trebuie să o spun. Și nu reușesc politicienii să se înțeleagă, se inspiră, asta e lucrul care îmi place cel mai mult. Așa face UE sau așa face Germania, așa face Franța. Ne inspirăm din aceste țări. Ați văzut că a ieșit din discuția așa face UK-ul foarte bine. Bine că am scăpat că nu-l mai putem lua ca și exemplu. Deci nu avem o lege a vaccinării obligatorie, neobligatorie, cu bonus la vaccinare, cum se întâmplă acum și așa mai departe. Nu avem o lege, nu există un cadru legal în care pe care să poți construi legislație secundară, terțiară, așa, nu intru în detalii de gen, nici nu mă pricep la ele. Și al treilea lucru, să vedeți ce o să pățesc acum,
Unde sunt comunicatorii de acum care vorbesc de vaccinare? Unde erau în 2019, 2018, 2017, 2016? Poate erau, dar nu mi-aduc eu aminte. Când se murea de rujeolă în România, când se murea de gripă în România și nimeni nu făcea socotele de azi, unde erau să ne spună, băi, vaccinați-vă, sunteți nebuni la cap, vaccinați-vă, e o chestie normală să te vaccinezi, nu pățești nimic. Și iar un lucru care o să supere pe multă lume, țineți minte foarte bine, sunteți un comentator politic, Sorina Pintea mergea în comunitățile de rom din Creierul Munților să-i convingă pe cei de acolo să se vaccineze de rujeolă, când erau acele epidemii de rujeolă, cred că erau 2017-2018, nu mi-aduc foarte bine, atunci. Da, da, atunci. Exact. Mergea ministrul sănătății să vadă ce e în spitale, să vadă ce e în comunitățile care nu se vaccinează. Nu existau comunicatorii de astăzi care toată ziua sunt la televizor, la radio și ne spun ce frumos și ce bine și ce excelent este să te vaccinezi. Și cred că ăsta este, sunt trei lucruri, cel puțin trei lucruri. Vaccinarea cu forța, fără prevenție, cum ați spus dumneavoastră, lipsa unei legi a vaccinării pe care se construiește și lideri de opinie, formatori de opinie, medical sau nemedical, care să zică vaccinați-vă, e un lucru normal. Sigur, al patrulea element poate ar fi vaccinul în sine. Astăzi îmi spunea un coleg că noi nu avem ceva cu vaccinarea, avem cu vaccinul în sine. Asta este o prostie și mai mare în opinia mea, pentru că o să vedem mRNA-ul. Și asta am studiat, deși n-am vaccinuri. Cu ăsta o să se trateze cancer și o să se trateze diabet și o să se trateze alte boli. Nu sub formă de vaccin, dar modelând eu mRNA-ul. Sunt vaccinat cu acest model, Pfizer. Astfel încât toate lucrurile converg spre un mare succes dacă ne uităm în urmă și comparăm cu ce suntem acum. Luați factorul de multiplicare pe media europeană de acum 4 sau 5 ani și veți vedea că România stă cel mai bine. Haideți să facem și clasamentul ăsta. Cât se vaccinau antigripal în 2019 în statele europene, cât ne vaccinam noi și care e rata de vaccinare anti-COVID acum și vom sta foarte bine. Și atunci de ce mor atât de mulți pacienți de COVID în spitalele noastre? Mult mai mulți decât în Bulgaria, poate. Poate nu mor de COVID, poate mor de... Poate mor de boli nozocomiale, habar n-am, nu știu, nu mă pricep. Asta, într-adevăr, comunicatorii din spitale și cunosc foarte mulți șefi de secții, sunt de generația mea, dau un vileag asta, sunt mulți de generația mea și cunosc colegi de facultate care îmi spun suntem depășiți, suntem uzați din punct de vedere fizic al echipamentelor, nu avem suficient personal, nu avem suficient de bine pregătit personal, deci poate inclusiv serviciu în spital poate duce la această rată mare a mortalității, nu practica personalului medical care e acolo trup și suflet, sunt burned out de multă vreme. Nu că de ieri, de azi, de când zic miniștrii sunt va veni al doilea val de burnout acum. Da. Și medicii și personalul medical care a lucrat în această pandemie și care și-a iros, și care cred că a trăit într-un an 10 ani de viață, se vor pensiona tot la 70 de ani, nu la 45 de ani, apropo. Deci toată stima pentru ce fac oamenii ăștia în spitale, au bănuiesc echipamente suficiente, însă probabil valul este așa de mare. Din cauza vaccinărilor sau nevaccinărilor nu vreau să intru în zona asta, e foarte periculoasă și n-am să intru în ea. Nici eu nu vreau. Dar cred că ăsta este unul dintre motive, iar sigur, calitatea spitalelor s-au făcut, să știți, eu am fost reprezentant medical în 1994, îmi pare rău că nu făceam 95, îmi pare rău că n-am făcut poze atunci și acum. Progresul, totuși, banii care s-au alocat în spitale sunt foarte mulți. Bun, 10% se fură astea, de obicei, 10% se risipesc. Se risipesc. Cu toate astea. Cu toate astea, totuși se moare de nozocomiale de la Iosif Sava la Ion Caramitru. Deci s-au trecut, cred că, vreo 25 de ani de la primul caz pe care l-am constatat și ultimul pe care eu l-am intuit din discuțiile mele private cu echipa care a fost acolo, care se pare că tot o nozocomială i-a fost de fapt. Cu toate astea, nici măcar vopseaua aia nano-inteligentă împotriva nozocomialelor nu o folosesc managerii sau nu o folosesc toți managerii din
spitale, avem o etică medicală care, pe care eu nu înțeleg, ca să fiu doar amabil pe subiectul ăsta, ne-am omorât profesori și academicieni în spitalele românești, știind foarte bine că șansa unui om în vârstă de peste 70 de ani de a lua nozocomiala este de peste 80%, și cu toate astea avem mândria în etica noastră de mari feudali ai medicinii românești să ne băgăm prietenii în spital din orgoliu de a-l opera noi, nu Viena sau Turcia sau Londra sau Franța. Ca să, că mi-am lăsat aminte de nozocomiala asta și de ultima discuție pe care am avut-o pe cazul Ion Caramitru, care văd că nu a ajuns încă în presă. Luăm o pauză de publicitate scurtă, că publicitatea e o ghilotină care vine la oră fixă, și revenim cu Dragoș Damian, cel mai curajos CEO din Pharma românescă. Unii mai citesc o carte, mai fac o facultate, mai învață o meserie sau mai merg la un curs de perfecționare. Alții mai cumpără o garsonieră, mai achiziționează un tablou, mai investesc la bursă sau mai pun un ban deoparte când pot. Tu cum îți construiești viitorul? O preocupare de azi a Bursei de Valori București pentru ziua de mâine. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață. De 14 ani, spiritul Undercloud se încăpățânează să existe. Între 24 și 30 septembrie vă invităm să petreceți 7 zile faine la Muzeul Național al Țăranului Român și la Grădina Muzeului Antipa. Biletele s-au pus deja în vânzare pe Eventbook, MyStage și bilete.ro. Sponsorii ediției sunt Raiffeisen Bank, Aqua Carpatica, Sâmburești, Persil. Evenimentul este susținut de Ministerul Culturii și sprijinit de Teatrul Metropolis. Undercloud este o stare, experiență culturală care creează dependență. Afli de ce doar participând. Așa că te așteptăm. Plăcut de la prima ediție de Radio Gherila. Malm Krog oferă unul dintre cele mai extraordinare cazuri de adaptare din istoria cinematografiei. Un film unic și curajos. O capodoperă plină de intensitate. O adevărată experiență cinematografică. Un film în care camera observă totul cu o privire discretă și senzuală. O dramă cerebrală care rămâne să îți trăiască în gânduri. Un tur de forță fascinant pus în scenă magistral. Un cinema fără compromisuri. Il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Edouard? Malm Krog, de Cristi Puiu, din 1 octombrie în cinematografe. Văzut de Radio Gherila. Cel mai bun roman din ultimii ani, scrie prestigiosul The Guardian despre Billy Summers, cel mai nou roman al lui Stephen King. Billy Summers este lunetist, veteran decorat, un adevărat Houdini când trebuie să dispară. Și în prezent își câștigă existența ca asasin plătit. Mai are un ultim contract și apoi vrea să se retragă. Ce ar putea să meargă prost? Descoperi romanul Billy Summers de Stephen King în colecția Armada Powered by Nemira, disponibil pe nemira.ro și în librării. Citit de Radio Gherila. Nu e ușor să fii barbar, nu e ușor să fii adolescent și nu e ușor să treci prin ce trece Otto. Însă viața e așa cum e și trebuie înfruntată. Și știi cum ai făcut-o alaltă seară? Nu se întâmplă fără motiv. Noi nu încercăm decât să înțelegem ce s-a întâmplat și de ce. Otto Barbarul, debutul în lungmetraj al Ruxandrei Ghițescu, premiat anul acesta la TIFF, vine în cinematografe din 24 septembrie. Mai multe despre Otto pe Facebook și Instagram. Otto Barbarul! Văzut de Radio Gherila. Universul entero, escucha! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. A treia cale. Acid analitic, preparat de Liviu Mihaiu. Cu Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, vorbim despre pandemie și despre administrarea ei. Deci ziceți că e bine că ne-am vaccinat ăștia 5 milioane la cât de medieval eram, ca să spun așa. Adică, cum ați fi făcut dumneavoastră ca ministru, dacă ați fost în locul lui Gheorghiță sau al primului ministru, că văd că ministrii sănătății n-au nicio putere în guvernul ăsta, din câte am constatat, și care a... Cum ați fi manageriat dumneavoastră pandemia, mai ales că anul trecut, o spuneam la îndrumarea unui mare director de clinică,
de psihiatrie, că vom avea o epidemie de depresii. Ceea ce avem la ora asta e declarată oficial epidemie de depresie. Deci, cum ați fi făcut dumneavoastră și cum, în raport cu ce au făcut nefericiții noștri guvernanți care au schimbat în 7 ani 7 premieri și cred că nici nu mai știu câți miniștri ai sănătății au schimbat, că cred că tot pe acolo. Vă răspund imediat. Să știți că epidemia de boli, de boli ale sistemului nervos central se simte în vânzările noastre. Deci vedem că vindem mai multe medicamente antidepresive, antipsihotice, calmante, tranquilizante și așa mai departe decât vindeam înainte de pandemie, pentru că este foarte clar că lucrul de acasă este o nebunie totală, înnebunești la un moment dat. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru te aduce în angoasă și în depresie și cu siguranță psihiatrii au să vorbească mult mai bine decât bine ce spun eu acum. Ca să vă răspund ce aș fi făcut eu, o să vă spun ce spune un bun prieten al meu: aduc câțiva maneliști, dă-le bani, arată-i să se vaccineze în direct, spune-le să cânte niște manele bune și mai avem un 1 milion de vaccinați și poate atingem imunitatea de turmă. Nu sunt o persoană care merge pe la biserică, sunt botezat ortodox, dar nu sunt o persoană, eu cu Dumnezeu avem, Dumnezeu și cu mine avem o altă relație de sentimente contradictorii și ne iubim altfel, dar aș fi preferat să văd biserica că ajută, pentru că are cea mai mare credibilitate în țară și o țară ortodoxă biserica conduce. Și un lucru care iar o să o încasez acum, toți antreprenorii, corporatiștii, manageri, angajatorii în general, care stau cu mâna întinsă la domnul Câțu și cer bani că erau să moară în pandemie de foame, trebuiau să facă așa o coloană și să se vaccineze toți și să-și ia toți angajații alături de ei și să se vaccineze. Și mai aveam 1 milion de vaccinați, pentru că știu foarte mulți oameni de afaceri importanți care nu sunt vaccinați, dar apar la televizor și spun că ce rău este și cum li s-a dus de apa sâmbetei business-ul, dar nu sunt nici ei vaccinați și bănuiesc, dacă nu au dat sfoară în țară, că nici angajații lor nu sunt vaccinați. Pentru că e o chestie de cultură. Dacă eu le spun colegilor, haideți să ne vaccinăm și vorbesc cu ei de un an de zile, am 80% din colegi vaccinați și trecut prin boală. Deci dacă fiecare în... Da, scuze. Ascult. Dacă fiecare în căsuța lui, în coliba lui, ar fi vorbit despre subiectul ăsta crezând în el, probabil că mai aveam și aveam acești formatori de opinie. Influencer. Cred că maneliști mi-a scăpat, să zic, artiștii populari în general. Artiștii populari în general, pentru că și cântăreții de muzică populară au vizualizări de 1-2 milioane urmăritori. Vloggerii, și așa mai departe, toți acești influenceri trebuiau să vorbească despre ce mai plătiți sau nu. Hai să fim sinceri, când m-a întrebat cineva cum să crească rata de imunizare pe rujolă în comunitățile de rom, eu spuneam, dat 10 euro sau lei la bolivașe de fiecare copil vaccinat și o să crească la 100%, 120% va fi chiar rata de vaccinare. Deci o problemă de management. Fiecare trebuie să-și facă lucrurile. Dincolo de neîncrederea, neîncrederea e organică în statul român, la care noi suntem campioni în statistică, spre deosebire de Suedia, de exemplu, care încrederea în stat este la cote everestiene. La noi încrederea în stat și e foarte mică. Deci nici campania de persoasiune n-a fost cea mai potrivită. Cred că da. Și mai e un lucru, nu știu câți bărbați sunt în România, ei au o teamă, o să fac o glumă, dar e adevărat, ei au o teamă organică de înțepătură. Deci eu când mă duc să-mi fac analizele, soția mea și le face lejer, eu când mă duc și sunt medic, când mă duc să-mi fac analizele o dată pe an, când mă gândesc că trebuie să merg să-mi iau sânge, parcă am senzația că mă duc să donez un rinichi. Și mi-e foarte frică, după care sunt foarte mulțumit. Mie nu mi-a fost frică de vaccin, mi-a fost frică de înțepătură. O spun cu toată sinceritatea și onestitatea și cred că jumate din cei care s-au vaccinat din convingere sau că erau pionieri sau că au vrut să vadă cum li se instalează chipul, jumate din ăștia le-a fost frică inițial de înțepătură și nu neapărat de vaccin, pentru că e o realitate.
Dar, în realitate, maturizarea bărbatului a crescut peste 10 ani în ultimii 30 de ani. Eu sunt generația de băieți care a făcut armata, adică și care poate să fie înțepat, mă duc și la dentist să donez sânge fără să leșin sau să-mi dau ochii peste cap. Deci e și o problemă de androginizare, ca să nu zic altfel. Și, dar e și o problemă pe care, sigur, cum v-ați raportat la modelul suedez, de exemplu? Care mie mi se pare unul de mare succes, pentru că vikingii, având o relație foarte bună și contractuală, bine legitimată între cetățean și stat, le-au zis, astea sunt condițiile, feriți-vă de chestiile astea, vaccinați-vă și there it is. Azi au o vrată de vaccinare mare. Sigur, poate s-au dus niște bătrâni fără lockdown mai mulți decât în alte țări care i-au închis în casă, dar astăzi și în Nordul a anunțat șeful, hai să spunem, misiunii medicale din Norvegia, că pandemia s-a terminat pentru ei. Adică, gata, cu chinul. La noi reîncepe, se pare, chinul. Nu numai cu cel al lockdown-ului de cafenele, restaurante, teatre, etc., ci și cu, hai să zicem, cu această depresie, cu acest abuz emoțional și instituțional pe care o să-l suportăm pentru al patrulea val. Ați spus-o dumneavoastră, încrederea în stat. Dacă în România era ca în Suedia și Norvegia, atenție că Norvegia e în afară Uniunii Europene, să nu mai dăm exemplu, vă rog foarte mult. Deci dacă în România mergeam acum... Eu am făcut studii 91 în Norvegia, la Oslo. Deci știu bine cum gândesc norvegienii, ca să spun așa. Da, vă ascult. Dacă mergeam pe 2000 de kilometri de autostradă, dacă aveam vreo 10 spitale noi, dacă aveam 20 de fabrici noi care să strălucească în soare, nu 7000 închise, deci dacă în jurul nostru vedeam că statul administrează banii care îi plătim cum trebuie, aveam încredere pe toate palierele în stat. Eu astăzi, când plătesc 100 de milioane de lei contribuții la stat anual, nu știu pe ce se duc, dar dacă mi-ar lăsa mie, aș construi vreo 15 km de autostradă. Sau aș construi de 100 de milioane în ultimii 5 ani, aș construi deja un spital regional. Nu cred foarte multe spitale regionale, dar cred că e un pas înainte. Deci e modul în care tu te uiți că banii se administrează transpartinic în jurul tău. Și te gândești de ce să am încredere în oamenii ăștia dacă uite ce fac ei cu banii mei sau de ce să-i plătesc, apropo de munca la gri sau de munca la negru sau cum să mă fofilez. Să știți că e mai mult modelul latin. Acum trebuie să recunoaștem că latinii au o aversiune pentru a plăti taxe la stat cât pot ei, italienii, spaniolii, francezii, dacă îi luați pe toți. Primul lucru care îl fac este cum să fentăm noi să plătim taxe la stat. Și atunci, sigur, statul te mai obligă să le plătești sau te mai controlează. Ori statul român nu are nici măcar mecanisme să impulsioneze plata acestor taxe. Deci ideea este încrederea asta, relația asta dintre mine și statul român. Când mă duc la statul român să am încredere, sau la autoritățile locale sau la cineva, să am încredere că da, dumneavoastră, uite, se întâmplă niște lucruri în jurul meu. Cred că de asta clujenilor le place Clujul, că parcă se întâmplă ceva în jurul lor. Sigur, e din trafic, banii lor, da, corect. Da, e trafic, sunt multe chirile mașini, scumpe. Chirile sunt scumpe, dar parcă simți că și trăiești un pic mai bine. Sau ai încredere că dacă deja te duci intrat în top spital european, Lujul, da, a intrat într-un top european al bunului trai. Ai încredere că dacă te duci într-un spital ești bine tratat, ai încredere că totuși ai școli bune care au nivel de bacalaureat, de promovabilitate foarte bun. Încă am sentimente contradictorii vis-a-vis de universitățile din Cluj, la care unele facultăți dau în continuare analfabeți funcționali.
poate ar trebui pus mai mult accentul pe anumite facultăți, dar revenind, asta este relația de încredere care se crea. E ca relația cu medicul, dacă vezi, o relație de încredere, exact. Inclusiv la medic, bun, acolo la medic ai și avantajul unei a doua opinii, dar dacă, de exemplu, autoritățile ar cere o a doua opinie oamenilor de afaceri, le-ar da câteva idei oamenii de afaceri. Nu gen de idei cum să mai îmi dai mie mai mult. Dar românul are impresia că poate inventa el apa caldă, nu trebuie să mai consulte cu specialiști. Numai dacă mă uit la președintele Iohannis, care e sas și tot îmi dau seama că acționează din punctul ăsta de vedere la fel ca media clasei politice. Pe cine ați spune mâine ministrul sănătății, care e preferatul dumneavoastră pe managementul unui domeniu atât de delicat în războiul pe care îl ducem cu pandemia? Pe 28 sau pe 29 luni sau marți am fost într-o dezbatere pe teme de sănătate și farma la Ziarul Financiar, cum să spun. Erau acolo 5 sau 6 dintre... la Ziarul Financiar, da, am văzut. Erau acolo 5 sau 6 dintre cei mai mari șefi de rețele medicale private din România, care au pornit de la zero. Sigur, au știut să adune bani, au știut să se pricep și la finanțe, au știut să și ia medici din sistemul public, să-i aducă în mediul privat. Asta este o discuție poate separată, dar oricare dintre acei 5 oameni care erau în acea dezbatere poate lejer să fie ministru sănătății. Sigur, cu condiția să fie lăsat, să fie sprijinit ca să facă ceea ce face și nu să fie doar un simplu semnatar de legi și decizii care vin de altundeva. Deci asta este problema, nu cine conduce ministerul, ci ce atribuții și ce drepturi are conducătorul de minister și cât stă acolo, pentru că am schimbat câți 3, o să fie al 4-lea doar anul ăsta. Deci exact. N-ai nicio șansă să mergi. Imaginați-vă că terapia o să aibă într-un an 4 director general, va da faliment probabil. Exact, deci, dar în despre privat asta, e altceva, despre asta da. Vorbim. Ați despre fi început... Asta, despre asta vorbim. Tocmai astăzi, în urmă cu aproximativ 3 ore, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu făcea publică propunerea pe care o înainta premierului și președintelui în 14.01.2021 de a aborda cu a prioritate zero în vaccinare pe cei bătrâni, pe cei peste 60 de ani și pe cei bolnavi, adică cei cu comorbidități. Nu s-a adoptat propunerea lui Vlad Voiculescu și Vlad Voiculescu anunță că ar fi trăit mult mai mulți oameni, pentru că până astăzi 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi, deci celor cu comorbidități, și 85,8% din decese sunt din rândul celor bătrâni. Aproape toți, 92%, nevaccinați. Cum vi se pare propunerea asta? Și nu-i sigur, nu, nici Vlad Voiculescu n-a inventat apa caldă, asta au luat-o țări europene cu un an și ceva înaintea noastră, adică ca prioritate. Marea Britanie și Germania, da. Și Germania. Și Israelul, cred că. Și Israelul, cred. Apropo, eu am de managementul acesta. Eu am putut să mă vaccinez în ianuarie, februarie, pentru că erau acele categorii profesionale speciale, inclusiv fabricile strategice. Și vă rog să mă credeți că cam 2 săptămâni mi-a fost jenă că m-am vaccinat. De ce? De ce? Pentru că m-am gândit că nu era mai bine să-i vaccinăm pe cei în vârstă. Și am umblat, în fine, feciorul meu a umblat cu socrii prin câteva orașe din jurul Clujului, era la început, eram în ianuarie, februarie, ca să le găsească un loc la vaccinare, că era încă perioada în care nu se găsea vaccin din abundență. Deci, probabil că varianta asta, pacienții în vârstă cu morbidități, era o variantă de start mai bună. Pe de altă parte, nu uitați că în ultimul an avem și mai mulți pacienți cu comorbidități, pentru că n-au ajuns la spital din cauza că toate erau închise cu COVID-ul. Deci, acum pacienții exact. Cu comorbidități sunt mai mulți și chiar ieri am citit și m-au informat colegii că FDA-ul nu recomandă vaccinarea cu booster-ul decât persoanelor peste 65 de ani, tocmai ca să dea întâietate acestor persoane în vârstă care în marea lor majoritate chiar au comorbidități.
Deci, fără să fiu specialist în domeniul ăsta, pare logic să încep cu cei care sunt fragili, să zic așa, după aceea să te duci la cei tineri și la categoria de mijloc, să zicem 40-50 de ani, deși de acolo pe grupe de vârstă am senzația că chiar aceste categorii, cele în vârstă, sunt cele mai vaccinate, dar asta și pentru că cei de 40-50 de ani nu mai sunt în țară, că lucrează în străinătate. Deci acolo există un hiatus și noi tot ne referim când vorbim de vaccinare la recensământul din 2011, dacă nu mă înșel, în care eram 19 milioane. Nu știu dacă suntem 15 milioane în țară în clipa de față, poate 16 milioane. 16 și da. Date demografice, dacă întrebați INS-ul, ei vă dau niște cifre, dar feeling-ul fiecăruia în interior sunt că de fapt cifrele sunt complet diferite. Parcă cei fragili, parcă trebuia început cu cei fragili. Aici aș fi de acord cu varianta asta, dar... N-am înțeles decizia premierului de a nu da curs acestei foarte logic. Nu trebuie să fii medic ca să gândești în logica asta. Cum ar veni bătrânii și femeile primii. Eu fiind fiu de marinar, o știu pe asta de la tata, când nu trebuia să stau pe Titanic ca să-mi dau seama că bătrânii și femeile trebuie să fie primii în a fi salvați. Bine, sigur că noi respect pentru bătrâni nu avem, nu suntem vestiți ca austriecii sau nemții, care ți-au din leafa personală dacă bătrânul tău, tată, îl neglijezi sau mamă o neglijezi, îți trag direct din leafă ceea ce banii pe care trebuie să-i dai bătrânului. Deci, sigur că noi nu avem această cultură a respectului față de bătrânii noștri și mă gândesc că avem un management național din punctul ăsta de vedere lamentabil în logica asta. A mai fost un moment de cotitură, am scris și o opinie pe asta, cea mai de succes campanie de publicitate din totdeauna din România s-a izbit previzibil de absența vaccinului, absența produsului. Țineți minte că la un moment dat nu mai exista vaccinul, cred că era aprilie, mai, sper să nu greșesc. Spuneam eu în acea opinie că dacă s-ar fi făcut atâta publicitate la Dacia Duster, toți românii aveau un Dacia Duster în garaj. Atât de mult s-a revenit pe ideea vaccinează-te, dar din păcate, ca în orice campanie de succes de marketing, a lipsit produs. Și atunci, evident, a fost o prăbușire a vaccinării care ulterior și-a revenit, dar asta este ce am putut noi face. 5 milioane după ce vaccinam în 2019 500.000. Dați-mi de curiositate dacă mai există undeva în Europa acest factor de multiplicare și atunci eu spun că nu ăsta e motivul. Am priceput ideea asta cu 500.000 versus 5 milioane, da, este o ecuație bună de spus, apropo de unde suntem noi. Pe de altă parte, să ne întoarcem puțin la alt predicat public pe care l-ați rostit și apropo de Institutul Cantacuzino. Citez, închiderea producției Institutului este un act de trădare națională. Apropo de generalii cu multe stele care conduc astăzi Cantacuzino și care nu mai face nici vaccinul și nu mai prea mai face nimic, dar vrea să relanseze Polidinul, din câte am înțeles. De ce e un act de trădare națională? Închiderea în sine și faptul că ani de zile s-au băgat bani la greu în acest institut, din 2010, cred că până în 2015, l-am decretat și personalitatea economică și medicală a anului, pentru că văzând că se bagă acești bani, văzând că se încearcă aducerea producției la nivelul tehnologic din prezent, eu am sperat că acest institut va rămâne un institut care să și fabrice vaccinuri, seruri, produse biologice și așa mai departe, cele cu care dumneavoastră, eu, de creței ne-am vaccinat și le-am folosit și uite că am ajuns bine mersi cea mai largă pătură demografică din România. Deci am trăit cu Institutul Cantacuzino lângă noi, cu Polidinul lângă noi. Toți ține exact. Minte că ne durea și eu am făcut Polidin, ca să zic o replică de spot, de publicitate. Da, da. Și eu am făcut Polidin. Toți ne aducem aminte că ne durea Polidinul, toți ne aducem aminte că eram vaccinat. Dureros.
obligatoriu de Ceaușescu, nu toți ne aducem aminte că eram vaccinați foarte multe vaccinuri făcute de Cantacuzino și n-am pățit nimic. Suntem bine mersi cu toții. Tehnologia merge înainte, în industria asta merge la o viteză stelară înainte. Suntem la mRNA, gândiți-vă că vaccinul de la Institutul Cantacuzino era, dacă mai țineți minte, ultima producție 2014 în fiolele acelea de sticlă. Da, le știu. După ce s-au băgat atâția bani, ce am citit în presă, n-a ieșit nimic. A trecut la armată, însă, care cred că a fost... Scuze. Am cumpărat însă 120 de milioane de vaccinuri. A trecut la armată, care probabil a fost o decizie bună ca să-l salvez de undeva, de unde era probabil din toate părțile asediat. Dar eu, care am încredere în armată, noi ridicăm ștacheta trecut la armată din 2015 sau 16, dacă bine mi-aduc aminte. Aș fi vrut să văd ceva în acești 5 ani pe domeniul de sau pe segmentul pe care lucrează institutul, nu ursuleț, nu gumiber cu polidin. Și de altfel, insistențele mele, și ați văzut probabil în ultimii 2 ani, din când în când mai trimit câte o opinie, domnule Iohannis, domnule Câțu, dați 20 de milioane, faceți o fabrică de vaccinuri în România, afiliată sau nu institutului, pentru că câștigăm în toate felurile dacă facem o fabrică de vaccinuri. Și ca dovadă, toți cei din jurul nostru, sârbii, ungurii, polonezii, cehii, toți își construiesc fabrici de vaccinuri în acest moment, pentru că este foarte clar că prevenția asta, la un moment dat vor fi 15 milioane de vaccinați în România. Deci prevenția asta are nevoie și de un lanț de aprovizionare ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat anul trecut. Deci, după părerea mea, faptul că în clipa de față nu mai fabrică, e una dintre cele 7.000 de fabrici închise în România. 7.000 sunt. Și închiderea tuturor acestor fabrici despre care, când eu ridic subiectul, mi se zice banul, nu, că erau energofage, că erau netehnologizate, că erau nefuncționale. Nu e adevărat, erau la același nivel în anii 90-2000 ca cele din Cehia, Ungaria, Polonia și așa mai departe. Deci închiderea acestor fabrici în general e un act de trădare națională, pentru că am rămas fără industrie. Uitați-vă un pic că importăm. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, ăsta e cel mai bun exemplu pe care îl dau eu colegilor. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și tot ce este acolo este importat. Păi jumătate din, aproape jumătate din deficitul bugetar, vin să vă confirm, vine din importurile chimice. Chimie. Noi am închis și Olchim, am închis toată industria chimică și jumătate aproape din deficitul bugetar, conform doctorului și economistului Petișor Peiu, vine din importurile pe chimie. Deci, trădare și prostie, adică trădare, sigur, în termeni ăștia sfărăitori al faptului că prostia uneori trădează națiunea. Adică, după părerea mea, e un tip de psihoză, o horă a prostiei care a dus la genul ăsta de decizii. Dar ceea ce mă sperie pe mine, că odată luate deciziile astea, nu e nimeni să revină asupra lor, să vă asculte sfatul de a înființa un institut afiliat lui Cantacuzino, să pună cel mai bun ministru al educației, să pună cel mai bun ministru al sănătății, să pună cel mai bun ministru al finanțelor. Deci, pe mine, ceea ce mă sperie în România, în toate domeniile, este contraselecția, antimeritocrația. Dacă există cineva care a distrus țara, atunci au fost consilierii politici care nu se pricep la nimic decât poate l-a furat. Nu, ce spuneți dumneavoastră nu mă miră. Eu văd oameni care, când sunt la ministere, când la marile companii de consultanță, când la firme private, când sunt freelancer, când sunt lobbyști,
se permite acest mercenariat, adică te trimitem în guvern ca să rezolvi niște chestii pentru un sector economic, după care te retragem din guvern pe postul călduț pe care ești. Asta e și pentru că nu mai există niciun om de afaceri echidistant. Cred că foarte mulți dintre ei, vrând nevrând, obligați de situație, au luat o decizie, mă duc în stânga sau mă duc în dreapta, că n-au mai putut să au fost aduși la disperare cu reguli date de unii și îi susțin pe ceilalți. Deci cred că politicul este foarte puternic implantat peste tot și de aceea poate nu mai găsim oameni capabili cu capul pe umeri drept, echidistant, să mai intre în structurile guvernamentale și să le corecteze, dar revin la ce ați spus dumneavoastră, ce s-a vorbit despre industrie. Într-adevăr, jumătate, cred că profesorul Peiu face referire la ceea ce lumea nu vede ca și chimie, e vorba de petrol și gaze. Asta este tot exact. Chimie. Și atunci, dacă luăm într-adevăr medicamente, petrol și gaze, aproape de 10 miliarde de euro e deficitul comercial din cele 20 de miliarde pe care România le-a înregistrat în 2019 și ăsta este un semnal, dar ce aș vrea eu să spun este, cum zice englezul, we are where we are, suntem unde suntem. Să o lăsăm naibii de istorie și ce s-a întâmplat, ce aștept eu de la guvern, care va fi, este, domnule, dă 10 direcții strategice de dezvoltare economică în afara IT și IT și automotive, că de asta tot auzi și totul e ok acolo. Dacă întrebați pe un director de fabrică de automotive, piese de schimb sau chiar mașină, o să zică că sunt nebun dacă cred că e ok, că sunt probleme extrem de mari. Dă 10 direcții strategice și hai să ne orientăm, inclusiv PNRR-ul dacă vreți, în direcții strategice de țară, nu cele dictate de Uniunea Europeană, care sunt absolut logice, digitalizare, Green Deal, și așa mai departe, 10 direcții ale noastre de care noi avem nevoie. Nu de care are nevoie Uniunea Europeană sau de care are nevoie și Uniunea Europeană, evident, ca să fructifice, da, evident, România. Și atunci aceste 10, dacă nu 10, 5, nu știu, mobilă, electrocasnice, farma, dacă vreți, chimia, în aceste direcții strategice statul să investească și să dea facilități aici. Nu facilități generale, reducere de profituri, reducere de taxe, de impozite. Nu, facilități în aceste domenii, cum e cazul construcțiilor, de exemplu. Și aceste domenii să fie duse mai departe până în 2030, în așa fel încât să ne reconstruim industria de manufactură. Atenție, că acum industrie e și industria punerii de unghii tehnice. Industria videochatului. Avem și industria videochatului, unde suntem campioni. Industria de manufactură, să construim fabrici, uzine mândre în soare la nivelul anului 2025, să ne aducem pe amărâția care lucrează dincolo, să-i aducem înapoi dându-le 1.000-1.500 de euro pe lună, că nu mai mai merg atunci acolo, și să reducem din aceste datorii pe care România le acumulează. Lumea nu înțelege că deficitul comercial e una dintre cele mai parșive datorii care pot să existe, pentru că are un efect de domino încă 3 sau 4 tipuri de deficite și de împrumuturi. În generații. Luăm o pauză de publicitate, ultima, și revenim cu Dragoș Damian de la Terapia Cluj. Poate fi umorul, poate fi concentrarea, poate fi rezistența, poate fi răbdarea, poate fi viteza de reacție, poate fi înțelepciunea, poate fi tactul, poate fi iubita, poate fi prezența de spirit, poate fi educația, poate fi forma fizică, poate fi consecvența, poate fi o limbă străină, poate fi... Toți avem o armă secretă, deși nu toți suntem agenți secreți. Spune-ne care este arma ta secretă și un kit promoțional din seria James Bond No Time to Die poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. No Time to Die, cel mai nou film din seria James Bond, din 30 septembrie în cinematografe.
iPad Air este compatibil cu Apple Pencil și cu notele bune, iar acum îl găsești la iStyle cu preț redus. Profită de ofertele noastre Back to School și pregătește-te pentru un an de nota 10. Te așteptăm în magazinele iStyle și pe istyle.ro. iStyle este Apple Premium Reseller. În fiecare luni seara, de la 9, ai program de scandal la Piticul Dejun. Muzică și deranj cu Dan Amariei, numai la Radio Guerilla. O emisiune bine văzută cu lentilele de contact Bausch & Lomb. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Din Delta Dunării, direct la București. Filmele de astă vară din Sfântul Gheorghe se văd la retrospectiva Anonimul. Ești așteptat între 28 septembrie și 3 octombrie la Arcub și Cinema Elvir Popesco să vezi The French Dispatch, Land, Quo Vadis, Aida, filme românești și toate filmele premiate la Anonimul 18. Retrospectiva Anonimul 2021 este un proiect cofinanțat de Primăria Capitalei prin Arcub în cadrul programului București Oraș Deschis 2021, prezentată de OTP Bank și Kaufland. Bilete pe eventbook.ro. Lăcut de Radio Guerilla. Dacă nu vine Godot? Și dacă vine? Atunci suntem salvați. Săptămâna asta la Godot. Joi de la 8:30 seara, dragostea durează 3 ani. Se spune că 99,99% dintre spectatori se vor regăsi. Vineri, seara de stand-up comedy cu Dan Țuțu de la 7. Sâmbătă, tot de la 7 seara, Viața la birou. Un spectacol despre lumea din spatele business-ului. Încheiem săptămâna duminică cu Carpathian Garden. Un show cu Radu Iacoban și Tudor Istodor, la care nu ai cum să nu râzi, de la 7 seara. Teatrul Godot, Palatul Bragadiru, Calea Rahovei 147-153. Programul la zi pe teatrulgodot.ro. Plăcut de Radio Guerilla. A treia cale. Din puțul gândirii. Cu Dragoș Damian de la Terapia, cred că acum suntem din nou în direct, da. În ultimele minute. Acum suntem din nou în direct. Care sunt brandurile românești cu care ne putem mândri în afară de Polidin, să spun așa. Mă refer la branduri românești din această industrie farma cosmetico medicală. Pot să spun pe post. Evident. Asta îmi place aici. Cel mai mult când când câte un politician întreabă în regie, pot să spun pe post despre Dacia sau despre da, nu știu este ce. Un reflex învățat da. În anii 90, prost, da, știu. Eu mi-aduc aminte de Cavit, care e un produs fabricat de o fabrică care are 100 de ani în România, mulți înainte. Sigur, toată lumea cunoaște Algocalminu. Atenție că e medicament de rețetă, nu vă face stocuri, dar e un antialgic foarte bun în continuare. Și al nostru. Și e, da, e o marcă care cred că Sarmaua noastră, ca să zic. Da, a fost dezvoltată și a fost creată de români. Sunt foarte multe, deci sunt foarte multe mărci pe care le știu medicii, pentru că comunicarea este totuși cu medicii și cu farmaciștii. Sunt foarte multe mărci pe care le știu medicii și farmaciștii, le știu mai puțin consumatorii, pentru că e diferența aceasta între mărcile cu prescripție, pe care medicile și farmaciștii le știu, și mărcile, așa zisele OTC-uri, care sunt cunoscute de publicul larg pentru că se face reclamă la televizor de ele. Nu mai vorbesc de Triferment, de nu știu, de Colebil, de foarte, foarte multe mărci de care Gerovital, să nu mai au, de astea sunt mărci cosmetice, Gerovital, Aslavital, mărci. Mărci dermatocosmetice, mărci care au făcut istorie, care au 40-50 de ani în România, nu mai au nimic de dovedit, trebuie doar să se modernizeze, să-și schimbe fața și conținutul și pot să concureze de la egal la egal cu supergreii corporațiilor multinaționale. Acum, sigur, fac o observație tehnică, dacă vreți, foarte multe dintre fabricile de medicamente și altele sunt deja parte din multinaționale, din corporații. Asta le-a dat și o șansă să nu fie închise. Atenție!
au intrat în mâinile unui investitor strategic și atunci probabil că mărcile doar istoric sunt românești din punct de vedere al proprietății, sunt ale corporațiilor, dar important este că sunt fabricate în România, indiferent de capital, că e o fabrică deținută de stat sau deținută de un privat, dacă mâini românești lucrează la acea marcă. E cel mai important lucru, pentru că fabricat în România înseamnă, de fapt, valoarea adăugată adusă în România. Nu e grâu recoltat în România, trimis în Germania, transformat în pâine înghețată, adusă înapoi la un preț de 50 de ori mai mare și dat prin brutării. Asta este diferența între valoarea adăugată fabricată în țară și valoarea adăugată pierdută de țară. Deficit exact. Comercial. Deficit. Mi-aduc aminte că actuala producția Canadei de cânepă industrială folosește produsul cercetării românești de dinainte de 89, când eram a treia producție mondială de cânepă industrială, o industrie pe care am omorât-o și pe asta tot din prostie. Și apropo, că dezbaterea a fost chiar și aici în emisiune și a devenit din ce în ce mai pregnantă, CBD oil. Deci, uleiul de cannabis, medicinal, evident, cum vă raportați la ea? Pentru că avem foarte subiectul. Mulți milițieni care nu vor să ajungem la acest produs medical. Să știți că vorbiți de, uleiul de cannabis, da? Medicinal de cannabinoid, care se folosește în tratarea cancerului cu succes și cu studii suficient de multe. Știu că există dezbateri pe tema asta, e la nivelul Uniunii Europene. Apropo de Uniunea Europeană, sunt sentimente contradictorii referitoare la acest lucru. Cred că va trebui să lăsăm un pic medicii să dezbată subiectul ăsta mai pe larg. Și... Da, dar nu dezbat asta. Știți, că dacă aș auzi medici vorbind... Meu? Despre asta aș fi fericit, dar nu sunt, ca să zic așa. Sentimentul meu că a devenit politizat subiectul ăsta, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, și sentimentul meu este că nu medicii, ci politicienii dezbat cu tot felul de lobiști acest subiect. Lucru care ar putea să ducă exact la reacția negativă la care poate au dus la anumite categorii vaccinările. Deci nu se comunică cum trebuie în spațiu public acest subiect. Sunt oameni care cunosc și îl urmăresc, dar publicul larg nu cred că înțelege foarte bine acest subiect. Plus că o cutumă românească, dacă începe să se găsească de vânzare, va veni un compatriot de-a nostru, va cumpăra 100 de cutii să aibă acasă. Asta este principala problemă pe care noi avem în zona asta de farma în general. Și încă se stochează. Reflexul de a stoca există. Obligatoriu, dacă mergeți acasă la 100 de oameni, în 100 de dulăpioare de medicamente veți găsi 100 de medicamente expirate, dar lasă să fie acolo, să le avem. Bun, acum o ultimă întrebare, așa. Dacă veți primi o propunere de a intra în politică, o veți face? Nu vreau să intru în politică. Pot să ajut pe zona de politici publice, asta este altceva. Deci să gândim la o legislație sustenabilă pe termen lung. Am primit propuneri de a intra în politică anul trecut. Am fost foarte onorat, vă spun sincer. A fost periculos de onorat. Am înțeles. Dar am refuzat. Am refuzat pentru că nu cred că e menirea mea să intru în politică. Prefer să rămân în zona asta tehnică. Să fac o fabrică nouă. Dacă aș putea să fac o fabrică nouă în Cluj, modernă la nivelul anilor, suntem la nivelul anilor 2021, dar încă una, aș fi mult mai mulțumit decât să intru în politică. Pe de altă parte, trebuie să vorbesc cu politicienii, pentru că dacă nu vorbesc cu ei, au să blocheze orice fabrică nouă pe care aș vrea să o construiesc. Deci e nevoie să am o relație cu politicienii în zona de politici publice. Cunosc foarte mulți politicieni excepțional, cunosc foarte mulți politicieni execrabili. Deci nu generalizez, încerc să discut cu cei cu care se pot lua decizii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
soluția am găsit, deci să ne vaccinăm cu toții, asta este soluția. În Ungaria chiar mi-a scris cineva ieri că nu există mască nici în interior, nici în exterior. Și nu numai în Ungaria se întâmplă chestia asta, ci mai peste tot, pentru că procentul de vaccinați este unul de peste 70-80% în țările despre care vorbim. Deci dacă avea cineva nevoie de un sfat de la dumneavoastră, probabil că sfatul ar fi să se ducă să se vaccineze. Cred că asta este soluția. Mâine mă duc simbolic să-mi iau boosterul. De ce zic simbolic? Mâine se lansează James Bond. Sunt un mare, ultimul film din James Bond. Sunt un mare fan al lui James Bond și care cu tot întâmplător se cheamă tot simbolic No Time to Die. Nu e vreme să murim. Mergem să ne vaccinăm și nu o să murim. Și nu o să moară rudele noastre pe care putem să le infectăm accidental, rudele noastre fragile care riscă să moară din cauza noastră. Deci No Time to Die, spune. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Damian, de la Terapia Cluj. Mă bucur că am avut acest interviu. Succes și la luptă, ca să zic așa. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație încă o dată. A treia cale. Vă doresc tot